înaintea și ne începem un pic cu tema națională, cu mesajul național și pe care de cele locale. Traian Băsescu știe că dacă începe să temă oamenii la vot, acestea vor sancționa. Pentru ceea ce a făcut în ultimii 8 ani de electorale tăiate, pentru pensii mijorate, taxele mărite, pentru presiuni și acte de corupție, schidări și umilință. De aceea nu vor da să urmă România la vot, dar îi zicem ceva. De ce este că nu va scopa? Oamenii vor veni la referendum și vor vota pentru Traian Băsescu pentru demiterea lui. Traian Băsescu nu are curaj și nu are onoare. Este un om ticos care este teamă să conducă o țară. Deci, care curge de oameni nu reprezintă decât pe el. De cine este teamă lui Traian Băsescu? Nu de noi, nu de USR, nu de parlamentari, nu de politicieni în general. Nu se teme nici de instituțiile europene, se teme de ceva mult mai greu, de oameni. Se teme de oameni pe care trebuie să-i conducă. Se teme de cei care le-au dat apărările, de cei care, la care le-au dat pensiile, se teme de cei care i-au primit în șomaj, pe cei care i-au umilit, pe cei care i-au îmbolnăvit. Îndemnăm pe președinte să nu se teamă. Să renunțe la această campanie rușinoasă în care se ascund de români, în care încearcă ca să câștige la masa verde. Să aibă curaj de a participa la lupta corectă. Sunt trei mari dosare de care trebuie să fuge. Dosarul de corupție, dosarul de securitate, dosarul de al averilor ilicite a familiei Băsescu. Și mai mult, un lucru pe care românii trebuie să-l știe. În aceste zile, Băsescu nu se luptă doar pentru scaunul său, Băsescu se luptă pentru scaunul lui Udrea, al lui Boc, al lui Anastase și pentru toată gașca PDL. Repetăm mesajul pe care îl trimite lui Traian Băsescu. De ce este frică? Nu va scăpa. Românii vor veni la vot, românii vor un nou început, vor o nouă societate. Și pentru aceasta românii vor pune ștampila pe da. Dar pentru numirea lui Traian Băsescu. În ceea ce privește acțiunile noastre la nivel local, discutăm de ceva zile și suntem organizați pentru a, la nivel de secție de vot, fiecare membru al nostru este pregătit pentru referendum, mai suntem pregătiți pentru meeting-uri care vor fi zilnice în diferite orașe ale județului. Vom participa cu efective numeroase, chiar unul dintre ele, singur care puteți și vizita va fi vineri, organizată în cetate. Suntem pregătiți cu flyere, cu pliante, discutăm cu oamenii sunt destul de receptivi, vor să vină la vot și vor să-l trimită pe Traian Băsescu. Vă mulțumesc!